Salutare, salutare! Numele meu este Costică Vodă. Astăzi voi face dulceață de ceapă roșie. Și eu folosesc următoarele cantități. Am 3 kg de ceapă. La fiecare kilogram de ceapă folosesc o lingură de sare, 100 de grame de zahăr brun, piper după gust, oțet balsamic, o să pun 2 linguri la kilogram. Și cam atât. Ceapa se taie julien, cum se spune, dar eu practic ceapa mai mare o tai în două, că e ceapa mai zdravănă. Și o tag o să o tai în două. După ce o să tai ceapa, o să o pun la foc mic cu un 70 de mililitri de ulei de măsline. Practic, eu pun cam 30 de mililitri de ulei de măsline la kilogram de ceapă, dar eu pun la 3 kg, pun un 70-80 de mililitri de ulei de măsline. Lasă să călească ceapa cu uleiul și pe parcurs o să adaug sarea și zahărul brun. Deci, practic, când ceapa devine sticloasă, când devine, se cunoaște că începe să se rumenească, nu să se moaie, pun toate condimentele, tot ce trebuie. O să pun piperul, o să pun zahărul brun, sarea și în timp ce se călește, o să înceapă să se caramelizeze, adaug și oțetul balsamic ca să fie ok. Și vă prezint pe parcurs ce voi face. Că eu de acum pun ceapa la rumenit. V-am spus că am o cantitate mărișoare, am 3 kg de ceapă roșie, că avem, slavă Domnului. Așa. Nu v-am am omis să vă spun că vă o să pun și 250 ml de vin roșu. De vin roșu, un vin bun, dacă aveți, să puneți un vin roșu, fără milă. Păi, ia uitați câtă ceapă avem aici. Deci las ceapa să se călească. Și între timp o să pun sare, piper, pe cantitățile care vi le-am spus mai devreme. Așa. Și spre sfârșit o să adaug zahărul brun, când începe să caramelizeze, pun și oțetul balsamic. Eu pun cam, să punem o lingură la kilogram, dar eu pun vreo 6 linguri, că am ceapă, slavă Domnului, și eu zic că nu, oțetul balsamic nu strică. Și este excelent. Vă pupă vodă și revin.